Grupuri de voluntari din Iași, Suceava și Vaslui au organizat Marșul Tăcerii, eveniment aflat la a cincea ediție, dedicat memoriei victimelor consumului de droguri. Evenimentul a avut loc în cadrul campaniei 60 de minute pentru tine, sub sloganul În fața dependenței nu suntem diferiți. Marșul de comemorare a victimelor a adunat zeci de tineri care au înțeles cât de important este să transmită un mesaj. Acțiunea s-a derulat pe traseul Casa de Cultură a Studenților, Bulevardul Independenței, Târgu Cucu, Strada Eternitate, Moara de Vânt și Cimitirul Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Punctul final a fost crucea simbol, singura din țară, ce a fost ridicată pentru victimele consumului de droguri. Am lucrat în acest domeniu al prevenirii consumului de droguri aproximativ 7 ani, unde am constatat că sunt diferite forme de a atrage un semnal de alarmă tinerilor, iar unul din semnalele de alarmă mai dure, putem spune, a fost și acesta de a monta, de a așeza o cruce în cimitirul Sfinților Apostoli Petru și Pavel din Iași, singura de acest gen din țară, unde astăzi am comemorat printr-o slujbă religioasă memoria celor care au căzut pradă acestui flagel. Mulți tineri suferă și le este rușine să spună prin ce trec. Asociația Tineri de Succes, Asociația Salvați Copiii și Parohia Vaslui au dorit să fie un sprijin pentru cei care au nevoie de ajutor. Doar împreună putem trage un semnal de alarmă în rândurile comunităților din care provin asupra gravității consumului de droguri. Primul pas este recunoașterea, să recunoști că ai o problemă. Al doilea pas este orientarea spre o evaluare de către un medic care îi recomandă de ce are nevoie acel tânăr. Nu la toți se poate aplica același tratament. Unii pot să aibă nevoie de consiliere psihologică, alții de tratament de substituție, se ia într-un manager de caz, fie la un psiholog specializat pe așa ceva. Multe situații am avut când au fost recomandări chiar și la preoți, fiindcă sunt morala creștină, ajută într-o mare parte acești tineri să se regăsească alături și de consilierea psihologică, chiar și de tratamentul medicamentos, să treacă această etapă și să-și continue drumul în viață. Din păcate, vârsta de debut a consumului de droguri este foarte mică. Tentația este foarte mare. Mulți ajung să consume droguri din curiozitate de a face ceva deosebit față de ceilalți. Marșul Tăcerii a fost organizat de Universitatea Polonia în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean, Primăria Municipiului Iași și ONG-uri.